Bună dimineața, bună dimineața, domnișoara colega mea aici în platou lângă mine, asistenta mea. Domnule doctor. Să rămână. Și o să vă spun așa, bună dimineața la toată lumea. Noi încercăm, bineînțeles, am vorbit cu șefa de postului să revenim înapoi vineri sau sâmbătă dimineața, cum eram la altă televiziune, nu vreau să zic numele ei, așa erau obișnuiți oamenii mei sau pacienții mei sau care sunt obișnuiți să ne asculte, să ne aude. Cred că o să ne întoarcem, o să vorbim astăzi foarte mult ce înseamnă varice, boala varicoasă, și cu asta o să vorbim și ceva de estetică, adică despre implanturi mamare, în special femei. Că avem foarte multe femei în țara asta, deci femeile cât sunt? Sunt mai mult decât jumătate, nu? Probabil. Vreo 60% cred că. Da, oricum. Nu, de pe bune. Deci femeile, în orice, nu numai în țara, în România. Da, în oriunde. Deci sunt mult mai mult, de exemplu în Germania. În Germania sunt vreo 65%. Ajung femeile față de bărbați. Deci în anumite țări, bine, astea care au războaie sau au avut războaie, ajung două sau trei femei la un bărbat. Eu acolo vreau să mă duc. Unde sunt 4-5 femei la un singur bărbat. O să ajungeți să fiți căutați. Eu am o singură femeie și defectă. Nu o să vă mai găsim. Și aia de... Nu o să vă mai găsim, o să ajungeți să dispăreți. Noi? Să fim mai multe. Noi bărbații, nu? Noi bărbații. Păi trebuie, asta zic și eu. Deci trebuie cumva să aveți voi grijă de noi, bărbații de masculine ăștia care sunt în țara asta sau în lume. Eu iubesc pe toată lumea și mă ascult și pe femei, deci toată lumea e ok. Dar hai să zicem așa, bineînțeles, femeia în general, dacă ne gândim așa, uite, eu sunt mai urât așa mai puțin frumos decât dracu, ca sunt bărbat. Te uiți la asistenta mea, a dracu e frumoasă. Deci asta e arma lor, nu? Arma voastră este frumusețe. Deci să arată femeia cât se poate de bine. Îmbrăcată, vopsită, machiată, un 3, 4, 6, dacă se poate, cum se cheamă asta, peste fața, straturi de, nici nu le cunosc eu. Machiaje, de așa, tot felul de la... False, din ala cum se cheamă asta? Gene false, uite am început, unghii false. Și mai sunt încă din asta de par încă false, cum se cheamă, extensie, vedeți? Deci ceva am început să știu. Deci sunt foarte multe și nu mă bucură treaba asta să știi că e un om să arată bine, nu este rău. Și vreau să zic și la bărbați treaba asta, începem și noi să avem grijă. Deci, bineînțeles, eu cu burtica mea o să dispare, vă spun eu, în termen de o lună, două maxim, o să fac și un lipo la mine în spitalul meu, scapam și eu de ea, că nu mai ține, nu mai vreau, nu arată bine, nu arată deloc bine chiar. Vă faceți un implant? Eu? Păi sunt de și ce? La bărbați. De ce? Eu aici implant, de ce? Asta sunt implantul pentru femei, mă. Ce pentru bărbați? Pătrățele. Pătrățele. Pătrățele, da. Sunt și din așa ceva. Într-adevăr, acum cica se aude... Că e, de exemplu, sunt implanturi la bărbați de mușchi pictural, să apare el. Dar poate să meargă la sala, domne, asta e prostie. Sau patrațele din aia, mușchiul apurții, drepții abdominal, noi spunem așa medical. Dar asta nu știți voi, ca care sunt sportiv, apare așa niște patrațele pe burtă. Mă rog, da, să le faci din silicon, e o prostie. Mai bine te duci la sala, tragi de fioare, nu știu cum, și atunci este posibil să ai și sportul, adică fața, inima ta e altfel. Circulația sanguină e altfel decât să bagi niște silicoane care numai ca să arate mai bine sau mai puțin bine și de fapt nimic în serial, este sau nu? Decât să te duci tu la sala și o faci tot și se poate face la sala, deci se poate face foarte bine mușchii ăștia. Da. Noi vorbim, hai să vorbim, am zis, vorbim, o să vorbim și foarte mult de varice. Da, așa e? Așa este. Și, da, asta pe secțiunea 2. De ce? Am zis prima secțiune sau primul sfert de oară să vorbim ce înseamnă silicoane. Cum a zis și domnișoara, colega mea. Deci, sunt unii care pun pe burta, da? Da. Sunt unii care pun pe sân,
Deci pe piept, aici așa, în loc de mușchiul pectoral, sunt alții care pun pe mușchii ăștia, da? Altele pun, mă scuzați, în spate, fesier, și mai zic la picioare. Tot aceeași treabă, deci. Sunt silicone peste oriunde vrei să pui, sunt silicone faciale. De exemplu, sunt oameni care sunt slab, foarte slab la față, știi? Sau au așa cu formația lor. Sau nu are, de exemplu, adică menton. Nu are barba, știi? Au are o barbă foarte în spate. Atunci, într-adevăr, se pune niște silicone acolo, silicone. Deci sunt sub forma de barbă, care este introdusă și fixată și aia cu două implante din titan. De implante alea trebuie să fie foarte bune, șuruburile alea. Deci nu e chiar un șurub, orice șurub ordinar, hai să bagăm în os și gata, merge. Deci orice șurub, dacă nu este din titan, generația a cincea, este posibil să facă o osteită. Osteită înseamnă infecție osului, da? Osteită. Deci, de aceea, trebuie lucrat cu niște materiale, Mihaela, foarte bune. Deci de calitate. De calitate care e top la ora actuală. Deci titanul să fie de generația a cincea și siliconul să fie de o firmă care este cunoscută și în asta care se respectă. Da? Ca sunt altele care nu se respectă, sunt mai ieftine și ne fac probleme. Așa. Deci... Ce vrei să mai zici tu? Văd că vrei să spui ceva. Așa, te simt. Te simt neaela că vrei să spui ceva. Deci am zis că da, trecut într-o altă emisiune despre implanturile de sân. Haideți să reluăm puțin și să... Capitulăm. Care sunt riscurile? Deja despre ce înseamnă implant. Ce e neaela cu riscuri? Păi riscurile contează. Ce înseamnă implantul de silicon atunci? Da, ce înseamnă implantul? Implantul silicone. Deci, eu o pungă, să zicem, de silicon, care are o cămașă, un înveliș, da? Din silicon. Și care un gel siliconic înăuntru. Gelul silicon, înainte, știi cum? Se făcea înainte cu gel, înainte de gel, se făcea cu ser. Ser fiziologic înseamnă apa cu sare. Da, bine, sterile, bineînțeles. Ser, ca cum avem noi în pungi, care băgăm în vene. Și ala este ser. Ser fiziologic. Dar e... Și alea erau foarte bune. Dar știi care este singura chestie dezavantajul lor? Unul singur, valva. Deci, fiecare silicon are o valvă. Și dacă valva aia, una la 100 sau una la 200, dacă se strică valva respectivă, începe să da câte o picătură. Să dea afară. Așa, o pe zi, o picătură pe zi. Și este suficient pentru... să se mai gulească, adică la un termen de un an, eu vorbesc, nu de 2, 3, 4 zile, dar la un an sau 2 ani, vedeți aici cum se pune, de exemplu, siliconul, asta e silicon, partea aia alba care s-a introdus, ca o fel de o minge, ca o fel de o pungă, să zice așa, și asta cu asta se poate face o mărire a sânului. Deci, asta se face un tratament pentru numai fetele care au nevoie de mărire de sân. Nu și ridicare. Ca să ne înțelegem. Da. Ridicare nu se face cu siliconul. Niciodată. Deci face numai volum. Ok? Bun. Introdusă asta acolo, sunt două lucrații, să zicem așa. Uite, încă ne arată acum pe ecran ce fel de implante. Implante sunt high profil. Ce înseamnă? Sunt două feluri. Rotunde și picatura. Ai văzut? Asta e rotund. Și asta se arată, că se umflă. De exemplu, este profilul mic sau profilul mediu sau un profil înalt, high profil. Projection, adică proiecție. Este înalta sau joasă? Uiteți, adică exact cum așa e, cum apare așa. Se umflă mai mult, să nu, sau mai puțin. Depinde acum de femeie, cum vrea să arate. Ce dacă ești? E femeie, de exemplu, lucrează într-un bar de noapte, scuzați acum toate femeile, respect toate fetele care lucrează toate barurile de noapte, că mie îmi plac, așa, nu, sunt deschise, așa, vor high profil, vor cantitatea, bineînțeles, cum este profilul mai înalt, la aceeași bază, deci baza este, de exemplu, de 12, la un profil jos, e cantitatea lui mai mică, un profil mai înalt decât alea ca mijloc, are cantitatea și mai mare. Și când avem high profil, adică profilul este foarte mare, da?
Mai există ultra high profil, dar alea sunt foarte mari și vin ca o țeavă. Mie nu-mi plac. Sunt în situații extreme, știi, se pune. Deci ultra high projection înseamnă este deja mai mare, și mai mare, da? Deci am zis așa, la aceeași baza, da? O cantitate mai mică înseamnă proiecție mică, o cantitate un pic mai mare proiecție de mijloc, adică așa, medium, da? Și high profil, care este proiecție mare, este cantitatea cea mai mare. La aceeași, la aceeași bază, la aceeași distanță, adică zic așa. Acum să spun drept, unde se poate pune unde? Implantele astea? Are două lucrașuri, da? Da. Știi și tu, Mihaela. Deci se poate face. Mihaela, unde se pune? Submuscular, sub mușchi. Lasă, nu intrare. Nu ți-am zis poarta de intrare. Nu, să știți, Mihaela știe foarte multe. Mine, păi, eu cu mine, să mă ajute acolo, în sala de operații, că mai are puțin. Știe foarte multe de implante. Așa, unde se pune Mihaela implantele? Locație. Unde se pune? Unde pot să le pun? Implantele alea. Submuscular, ai zis-o foarte bine, sau sub? Aureural. Nu, subglandular, sub glanda. Deci deasupra mușchiului. Deasupra mușchiului, sub glanda. Sau sub la amendoi, sub glanda și sub mușchi. Adică punem două. Se poate să știi. Că odată a venit francezii cu așa idee. Că se poate pune una sub mușchi, care este ca un fel de bază. Tragi mușchiul peste aia și aia sub glanda care da proiecție. Dar nu prea s-a ținut treaba. Ca în ori alunica unul peste altul și nu știu dacă da bine. S-a lăsat treaba asta, știi, din aia din două. Din două sandvișuri. Nu a mers foarte mult. A mers vreun an de zile, cred că așa n-a mers, așa n-a ținut. Dar tu ai dat-o așa, e gluma, dar a existat o variantă din asta. Așa. Acum, gelul asta care spun, eu am vorbit de ser, da? Umblătura unei implant. Poate să fie plină înăuntru. El am zis o pungă, da? De silicon, care are ceva înăuntru. Cel lichidul ăla dinăuntru poate să fie ori ser, cum era în vremuri, da? Dar am zis, singurul chestie defect sau dezavantaj, nu zicem defect, dezavantajul serului, ca se gulește cu timpul, uneori, dacă e valva respectivă, e defectă. Dacă nu, poate să stai și mult ce bine. Și chiar ala dacă se sparge, n-are contraindicații. Că-i ser. Puf! Se duce să varsă serul în organism, el se pierde serul, te duci după aceea la toaleta și ai scăpat de el. Deci nu are... Și nu rămâne ambalajul? Ambalajul rămâne, atât. Aia. Rămâne ambalajul închis, bineînțeles. Între sânul stâng și sânul drept, care, de exemplu, să zicem, sânul stâng s-a spart valva aia sau a dat din ser, devine mult mai mic decât sânul drept. Și atunci apare diferența aia și asimetrie între amendoi. Aia singura chestie să știi. Rău nu are, nu face. Ala. Celălalt, dacă se sparge, trebuie schimbat. Categoric. Deci nu se poate lăsa un gel silicon sau siliconul să difuzează în organism. Nu se poate. Da? Sau mai sunt unii doctori care vedeți că injectează silicon. Aia sunt criminal. Pentru mine sunt criminali, sunt nenorociți. Și în special în nas, că sunt unii care, dacă are o deformație, face așa ceva, ala peste os face o stuită, stumilită și apoi, dracu, știi ce mai face? Vreun cancer, Doamne ferește. Bate în belem, n-am nimeni aici. Aici mă arată acum niște ședințe antidurere, ședințe care le fac eu, sunt singurul. Nu vreau să mă laud, dar asta e adevărul. Sunt singurul la ora actuală în țara care face ședințe cu laser, și care antidurere. Sunt, uite, și sunt care sunt foarte eficiente. Da, deci știi și tu. Deci ai avut niște fete sau ai cunoscut niște fete care au făcut, ai vorbit, a vorbit Mihaela direct cu ele. Deci știe și i-a zis că nu a durut-o după operație. Nici imediat, nici după. E așa sau nu? Așa este, domnule. Așa este, nu? Vezi că Mihaela zice adevărat. Dar și eu zic adevărat. Eu nu, niciodată nu mint și nu zic lucruri aiurea. Deci ce e acezăr, dai la cezărul acezărului. Dar aceea tehnică acum modernă,
care ți ia de durere, din ca să știi care chestie, Mihaela, foarte multă lume e frică de durere. Și în special, măi, când le bați sub mușchi, ridici tu musculatura, bineînțeles, în sus, vine implantul sub muscular, deculează mușchiul, ala stă în tensiune, bineînțeles, te doare de tip, scuză-mă, faci pe tine. Deci te doare rău de tot. Dar vine tehnologia asta, care acum o vedeți, este o tehnologie ultima în pe plan de inovație modernă, vreau să zic așa. Bine, eram nebarberit, asta singura chestie care nu e care nu e bine. Dar mă rog, eu mai stau și așa și așa uneori. Bun. Mi îmi place așa barba la a doua, a treia zi. Da. Mai port și eu treburile astea. Mai sunt și unii, am văzut că se practică. La mulți sunt unii care merg cu așa ceva. Vreau să zic așa. Da, dar la ora actuală e cea mai modernă tehnologie, vreau să zic așa. Că auzi, vreau să vă spun o treabă. Implantul cum se pune, îl pun și eu cum pun alții. Deci nu fac altfel eu. Nu credeți că am venit eu de la mama, soacra, cu alta tehnică și îl pun tuba ureche. Nu. Tot de acolo, unde pun toată lumea, toți chirurgii de aici, din țara asta, eu decolez exact ca ei, pun sub mușchi, ca așa se... Deci, numai în cazuri speciale, eu îl pun sub glanda. În cazuri speciale. Foarte puțin, adică puțin rău de tot. Și omul știe, bineînțeles, omul știe. Deci, pacienta mea știe că e sub glanda, în cazuri alea mici sau parțiale. Așa. De aceea, eu vă spun, dacă ai tehnologie, dacă ai cu ce, de ce să nu facem? Corect. Deci, tu, ca femeie, acum vreau să te întreb pe tine, când vrei să faci un implant, Mihaela, da? La ce te gândești, primul lucru? La durere. Durere. Și banii, mă rog. Și banii. Dar înainte de toate, nu durerea? Înainte de toate mă gândesc, dacă îmi pun înainte să rămân însărcinată, pot alăpta? Uite. Da, poți să alaptezi. Da? Da, Mihaela, poți să alaptezi. Deci vreau să vă explic de ce se poate alapta. O fi, ca, e tot o logică, medicina e logică, să știți. Dacă băgam sub glanda și, sau intram pe glanda, adică periareolar, și intram și uneori mai tăiam sau secționam de canalele lactofore, este posibil să avem probleme la alaptat. Dar dacă este pe șansul inframamar jos, da? Se deculează direct mușchiul. Deci tu n-ai nimic cu glanda, n-ai nicio treabă, n-ai nicio... nu i-ai făcut nimic, n-ai văzut-o, nu te-ai întâlnit cu ea, nu v-ați cunoscut. N-ai de ce să nu alaptezi. N-ai de ce. Că probabil se întreabă. Numai, eu spun care unde este chestia. Acum, femeia când alaptează, bineînțeles, și cu siliconul, submuscular, da? Deci, sânii se mai cresc foarte mult în vilum. Ca din cauza lactației. Bun. După aceea, este posibil să fii mai căzuți. Asta singura chestie care se poate. Deci, dacă nu se retraga și dacă femeia nu are grijă și nu sta cu bustiera sau cu un sutien care ține greutatea și implantului și laptele care este în sân, în glandă, da? Dacă este posibil, foarte mult, să-și revină sânul înapoi. Dar dacă cade sânul și coboară în jos foarte mult și are ptoza, gradul 1, 2, 3, 4, nu se știe, imaginele alea care au fost înainte, aș vrea să-l mi-l pun înapoi iar, se poate atunci face o ridicare de sân. Adică, lifting de sân, ridicam mai sus. Nu e capat de lume. Sunt trei tehnici. Ori periareolara, jur împrejurul areolei, da? Acum apare pe imaginea, da? O să fie pe imaginea. Sunt trei tehnici. Periareolara sau verticala, deci în jos, periareolara și cu verticala, sau întâi invers. Da? Asta sunt toate trei care se poate face ridicare, adică un lifting. Uite, asta e periareolara în jurul areolei, da? După aceea, coboară în jos, până la nivelul șansului, asta ridică și mai mult, da? Și apoi și jos, la nivelul șansului, chiar cu șans cu tot, și face ca un fel de T invers. Asta ridică cel mai mult și în caz mai... dacă este lăsată foarte mult.
Acum depinde de ptoză. Dacă ptoza este gradul 1 sau 2 sau 3 sau 4. Gradul 1, ptoza gradul 1, ce înseamnă? Înseamnă că e mamelonul este la nivelul, aproape la nivelul șansului, gradul 2 la 2 cm mai jos, gradul 3 e până în 3, până în 3, 4 cm și mai jos de șans, și 4 este mai mult de 4 cm, adică sunt lăsate rău de tot. Asta înseamnă gradul 4, care este maxim. Lăsate rău de tot și atunci trebuie să ridici foarte mult. Deci înseamnă cantitatea de piele e foarte mare. Foarte multă, scuzați-mă. Da? Și atunci trebuie să scoți din pielea respectivă. Noi avem alte tehnici, să știți. Acum intrăm în pauza, da? Și rog pe colegii mei de la regie, așa, bun. O să intrăm în pauza. Eu vă mulțumesc. Acum vorbim de o treabă care cred că vă interesează foarte mult și pe toată lumea, care este boala varicoasă. Deci, de ce le interesează, crezi, pe toți, mulți, Mihaela? Pentru că este o boală mai răspândită. Exact, asta este, asta este răspunsul. Este boala foarte mult în special femeile, dar este foarte mult din populația, aproape 70%, vreau să spun așa, dacă nu neapărat să fie varice din ala mari, imense, dacă are câte un vase spart, una alta sau vase din asta mai mici. Deci foarte mulți au boala respectivă. Deci noi o să vă așteptăm cu telefoane, aveți de la domnul doctor consultația și ecografia gratuită. Așa. Deci vreau să zic că eu o să vă dau consultația gratis la cine sună. Deci cine sună acum la 6 TV, bineînțeles, se înscrie și el pe lista de consultații, eu o să mă fiu obligat față de această televiziune, vă dau o consultație gratis cu un dublar ecograf. Și adică și consultație și dublar, da? Ecografie pentru varice. Deci cine are varice, să sune, numărul de telefon este afișat acolo pe ecran. E așa, Mihaela? Da, domnul doctor, așa? E afișat pe ecran și așa noi puteți intra acum, nu cu noi în direct. Dacă e cineva vrea să intre în direct acum să sune la un telefon, binevenit să sune și poate să intre cu noi în direct. Dar care nu vrea să intre cu noi în direct și dintr-o care motiv îi convine, nu-i convine, e prea sonoros sau nu-i place să apare vocea lui la televiziune, poate să ridică telefonul, să înscrie la consultație și asta tot timpul să știți. Fiecare emisiune, eu încerc acum să plecăm de la marți către vineri sau sâmbata, o să vedem noi șefa de televiziune care e o doamnă superbă și tare frumoasă, așa, dacă ne face și favoarea asta, adică să-mi revin eu chiar la vineri și sâmbetele mele, cum era obișnuit din alte dați, alte televiziuni. Eram ani întregi, știi? Ani întregi am făcut, am bătut-o chiar pe muche, pe estetica și pe varice. Ori vineri, ori sâmbătă mergeam. Ori vineri, ori sâmbătă. Deci erau obișnuiți oamenii ăștia. Acum vine eu marți, e că dracu. Nici alba, nici neagră, știi? Mă rog, eu care am ales. Vina este a mea, total a mea. Deci nu-i șefa, n-are nicio vină. Ea mi-a spus, dumne, când de vrei, am zis marța acolo, nu? O zi așa. Să fie. Nu, să fie. Bine, dar încercăm așa să revinim înapoi și vedem o să fie și din ce mai bine. Ok? Bine? Da, acum, zi și tu, Mihaela. De ce apare varicele? De ce apare varicele? Deci, dumneșoară, Mihaela ne întreabă, de ce apare varicele la unii oameni, la alții nu apare? Corect. Corect? Așa. Bun. Totul este depinde de genă. Deci, noi vorbim așa. Zice, domne, asta care, uite ca și Mihaela, vrea, are niște, cum se cheamă asta? Tocuri. Tocuri de un kilometru jumate. Nu. Mă rog, puțin mai puțin așa. Așa. De exemplu, ala fac varice. Da, bineînțeles. Dar e o chestie, e un dar foarte mare. De ce? Din cauza dacă nu avem noi acea boală genetică este luată de la tata fiu, da? Deci eu dacă am varice, am luat ori de la mama, ori de la tata sau de la bunicul.
Dacă nu am așa ceva, niciodată nu fac, pot să port tocuri duble cât ai tu. Dar dacă am boala respectivă, trebuie să mă protejez. Deci să știu din familie că am așa ceva. Deci trebuie să am grijă. Trebuie să ai grijă. Altfel, o să vii la mine și îți fac o consultație gratis, dar operația e pe bani. Da, îți las mai ieftin că tu ești totuși asistenta mea. Deci trebuie să mă aștept că o să-mi apară varicele, nu? În special, tu ai născut. După naștere apar la epilare, la tocuri, epilare din asta cu căldura, cu ceara caldă, statul la soare și ne prăjim foarte mult și stăm și aia căldura și în special între ora 12 și 3 la prânz când mergem la mare. Nu trebuie, trebuie să fim foarte grijului de așa ceva. Sau când merg și să fac, cum se cheamă asta, stai la, fac mai mulatre, mai închisură cu la solar. Toate astea dăunează, să știi. Acum, dăunează la cineva, ți-am zis, la cineva care are în familie. Care are din familie. Deci, e o boală genetică, efectiv, nu mai așa merge, pe plan genetic. Deci, dacă unul nu are gena respectivă, nu se facă niciodată. Și poate să doarmă ca și căii, în picioare. De zi, noapte, doarme, sta în picioare, nu face așa ceva. Da? Statul în picioare, status, foarte mult. Asta și asta este o... care incriminează și așa ceva și care face, într-adevăr, să apare mult mai devreme acea boală la pacientul respectiv. Deci, toate astea, cap-coadă, trebuie să ne protejăm de varice. Când știu eu că am în familie așa ceva sau îmi apare așa ceva, trebuie să, primul lucru, trebuie să mă duc la specialist. Dom'le, ce am? Ce se poate face? Dacă este un varice, un mic, se poate face foarte ușor, fără complicații. Dacă e unul mai mare și cu complicații, cu tromboflebite, și alea trebuie făcute, că alea sunt foarte grave. Da. Dar cum, zici tu, cum putem să ne protejăm noi, de exemplu? Cum putem să ne protejăm, de exemplu? Na. Eu am o familie, cum pot să mă protejez să nu mi-apară? Bun. Una la mine. Să nu mă duc la solar, să nu stau la plajă, să nu port tocuri. Asta le dai la bărbatul să le vinde în alta parte și te duci cu niște încălțări normale. De exemplu, eu spun în casa ta, de exemplu, ai niște foarte înalte. Doi, toate alealte care ți-am zis, alea trebuie puse la o parte. Și doi, foarte important să ai jorab de protecție pentru varice, adică antivarice, da? Sunt jorabe special, cu compresie medie, care trebuie și alea puse de când în când, în special dacă stai foarte mult în picioare sau mai mult de 3-4 ore pe zi. De exemplu, una care lucrează ca o frezeră, da? Ca o frezerie și sta de dimineața până seara femeia săracă. Sau un stomatolog. Sau un stomatolog. Sau, deci care stau în picioare? Sau cine mai stau în picioare? Unul la benzinărie, poftim. Sau, deci toți care stau în picioare foarte, sau vânzătoare care stau în picioare foarte mult și știi că are varice. Primul lucru trebuie să se protejeze. Trebuie să aibă ciorapul respectiv. Îl poartă tot timpul? Deci mai mult ți-am zis, dacă sta în picioare mai mult de 2-3 ore, deja e periculos. Ce s-a întâmplat? Deci, riscul ca acel singur care este în vas, azi zicem un vas, da? El are o presiune asupra pereților lateral al venii, da? Venea începe încet, încet, nu dintr-o zi, nu repede. Dar totuși, cu timpul se delată din ce mai mare. Și cantitate de sânge care este în ea, deva și el din ce mai mult, trecând cu timpul. Corect sau nu corect? Da. De aceea, boala varicoasă, vă spun, nu este o boală care este greu de tratată. Nu este adevărat. La ora actuală avem noi lasare, care se poate, deci endovenas, care se poate trata foarte frumos varicele, știi? Fără probleme. Da? De ce să așteptăm noi să avem tromboflebite, ulcere varicoase și are la alte probleme, da? Nu trebuie așteptat. Deci sunați, acum vă înscrieți,
cum a zis și domnișoara Mihaela. Sunați, vă înscrieți și domnul doctor vă așteaptă. Și noi vă așteptăm. Gratis. Mihaela, dar vorbești mai tare. Ce, ți-e rușine? Nu. Vorbește, dragă mamă, mai tare. Se te audă și lumea. Deci, sunați la telefon. Noi vă așteptam. Dacă vă înscrieți, vă așteptam și să știți, vă facem un consult gratis ca sunteți pacienții, să zicem, sau clienții. Nu, pacienții sunt ai mei. Clienții sau telespectatorii al acestei televiziuni 6 TV. Da? Și vă așteptăm cu mare drag. Deci, sunați și noi vă așteptăm. Bun. Hai să ne întoarcem la oile noastre. Ce altă întrebare care îți vine în cap, de exemplu? Tratamentele pentru... Tratament, cum se face tratament la varice, da? Da. Bun. Acum, Mihaela, știi care chestie? Depinde de stadiu. Dacă am un varice foarte mic, care... E mai ușor. E ușor. Se poate face ori cu laser sau se poate face injectar. Niște injectar cu scleroterapie. Bun, asta care casele ușoare. Dacă avem ceva mai grav, mediu, se face cu laser. Dar dacă avem grave, trebuie să intre și partea chirurgicală uneori și cu laserul. Da? Deci bagăm laserul endovenos și uneori unde avem cheaguri, dacă avem o trombă flipită, alea trebuie scoase, trebuie îndepărtate. Da? Am avut foarte multe cazuri eu din asta cu trombă flipită, au venit cu atâta mai cheaguri foarte multe pe picioare. I-am operat, după operații, la două săptămâni, bineînțeles, vin la mine înapoi. Da? Eu fac un bandaj, dar ele n-au voie să umple în el și vin înapoi la 12 zile, cam așa, 12-14 zile vin înapoi. Bineînțeles, umflaturile alea, dureri, edemele alea respective, nu mai sunt. S-a dus tot. Dispar tot. Zici că e minune. Dar nu e din cauza că inflamații care produce inflamația alea, cheagurile alea care produc inflamație, nu mai sunt. Deci dacă am îndepărtat eu, mi-am dat afară tot, omul își revine la normal și totul este ok, atunci n-are de ce să fie saldoarea, n-are de ce să fie inflamat piciorul respectiv, n-are de ce să fie cald piciorul respectiv, da? Și cheagurile alea care sunt în piciorul respectiv sunt foarte periculoase, Mihaela. Sunt foarte periculoase. Deci, știi cum e? Exact ca cum stai tu cu un pericol care este sta și nu poți să știi când se spargă, când fuge vreun cheag în sistem și atunci începem, Doamne ferește, ne rugăm la Dumnezeu sau aducem pe popa. Sau dacă nu aducem pe popa, Doamne ferește, rămâne el handicapat pe jumătate, pe un sfert. Nu poți să știi unde se duce cheagul ăla, ori la inimă, ori la plamen, ori la creier. Mă rog. Că e foarte grav. Dar e foarte grav, asta zic. Complicații netratate, avaricelor netratate, au complicații foarte grave. Foarte grave. Deci poți să pleci de la un varic simplu, ajuns la el complicat, nu vreau să zic în cap, ulcer varicos care și ala este miroasă, urât, fetid, durere când e mâncat carnea aia respectivă. Cum poți să stai în așa ceva, domne? Cum poți să stai și rabzi tu când sunt atâția clinici și care fac la ora actuală tratamente nu agresive din ala chirurgicale, tratamente cu laser. Da? Deci tratamentele cu laser le luăm când sunt foarte mici. Cu laser se poate face oricând, când ești mic și când ești mare. Laserul are foarte multe ieșiri, ca să înțelegi așa. Sunt pentru alea mici, sunt pentru alea vase sparte, alea mici, fine, de tot. Are foarte multe ieșiri și foarte multe comenzi. Da? E o terapie, e o endovenas. Eu am un laser foarte performant. De exemplu, terapia laser. Este alta ieșire pentru vase sparte. Da? Și le programez. Sunt programe diferite. Ai pentru vase, pentru safena, tot safena, așa, trăiectul safene, care sunt de 60-70 până în 80. Ai altă care este de 100 până în 120, când se mărește și mai mare, adică. Ai până de 120 până în 180. Deja sunt alte și alte programe. Deci nu, și am terminat bâlciul. Nu e așa. Deci ca să ne înțelegem. Și asta e tehnologia foarte deșteaptă.
foarte deșteaptă, dar trebuie să le știi. Și trebuie să ai cu ce. Da? Deci un laser performant, nu orice laser, că am laser. Lasere sunt foarte multe. Da? Sunt foarte multe lasere și foarte fiecare laser are pentru cei anumite chestii care... De exemplu, ala cu antedurere care am făcut la sân, de exemplu, care am arătat înainte, era altă ieșire. Ala nu poți să faci cu el varice, de exemplu, da? Ai înțeles? E cu totul altceva. E alt program. Cu totul altceva. Altă program, altceva. Da? Antedurere. De aia este el. Cel alt care este pentru vase sparte, e totul alt program. Cel alt care este un laser pentru varice, da? Alt program și ala. Și ala încă are programul respectiv, are foarte multe A, B, C, nu știu cât, depinde de boala varicoasa cât este de mare, ca să înțelegi. Deci programul respectiv care este pentru varice, are și el ala mai multe ieșiri și grosimea firului care îl introducem în venă depinde de mărimea vasului respectiv, cum v-am explicat, și, bineînțeles, puterea laserului, da? Terapia aia. Acum, eu nu aș vrea să zic, să încep să zic, domne, eu fac laser și încep să zic ce înseamnă laser și ce înseamnă cât ce bag și ce pun și ce introduc când este vena atâta. Astea sunt tehnici chirurgicale deja care nu interesează pe nimeni. Dar pe noi ne interesează, Mihaela, la o singură chestie. Uite, picioarele tale care sunt frumoase, normal, tu ca femeie, cum arăți așa și așa bine, nu trebuie să ai varice. Nu? Dacă ai varice, nu ți-e rușine și apoi nu ai cum să te îmbraci cu fusta scurtă? Te îmbraci cu pantalonii. Pe dacă îmi pocnesc varicele, varicul ăla. Este sau nu e? Este. De ce partea estetică? Contează foarte mult. Da? La femeie, în special, și la una tânără plină de vase sparte, păi, scuză-mă, na, eu am zis, femeia trebuie să arată bine, femeia trebuie să fie frumoasă, după aceea vine deșteaptă, dar trebuie să fie frumoasă înainte, corect sau nu? Deci trebuie să fie atrăgătoare, frumoasă, nu mai merge cu burticele noastre. Mă rog, da, și asta scap de ira. Nu mai luna asta scap, sper. Am vrut să scap, dar acum, înainte de Paște, mi-a fost frică, așa, zic că înainte de Paște vreau să mănânc și eu, să mă simt bine, să mai bag vreo un kil jumate și apoi le aspir toate. Vă faceți singur? Aspirație cu laser, nu singur, dar o să facă un fel de anestezie să fiu treaz. Deci de aici venim jos, îmi face anestezie, de aici în sus sunt întrați. Îi mai zic lor, bă, mai dreaptă, bă, mai stânga. Da, este aspirație cu laser, este și asta, e o tehnică nouă. Bine, stai să o să vorbim de ea altă dată, că nu avem, acum 10 minute mai avem de emisiune. N-aș vrea să deschid subiecte, numai să vorbim de subiecte în bataie de joc, adică rapide. Și ai două vorbe la fiecare subiect. Nu, vrem să... Deci, de exemplu, boala varicoasă, de ce? Și eu sunt sigur că acum se uită foarte multă lume. Că nu mă găsesc, o să se obișnuiască încet, încet să mă găsească pe mine și pe tine la acest televizor 6 TV. O fi nu sunt, acum nu se știe, dar cu timpul oamenii se obișnuiesc. După aceea o să mă găsească și o să avem din ce cei mai multe, sunt sigur, telespectatori, adică care își trimin, telespectatorii mei, de fapt, care erau fideli, erau... Când ziceam, domne, telefoane, aveam peste 100-150 de telefoane. Știi? Atunci, în vinerile alea ale mele bune. Deci, pe cuvântul meu, mă, sunt calde. Deci, nu avea cum să răspundă alea care erau acolo pe fir. Nu avea cum să răspundă înainte. Bine, acum sunt sigur că și eu, până când m-am mutat de la televiziune la alta, până când să vadă lumea unde sunt, unde, ce cu mine, ce e, cum e, și începe să intrăm încet, încet. Eu am speranța ca o să mă găsească lumea, încet, încet ne găsesc la 6 TV. Bun, ia zi altceva ce te gândești, de exemplu, la boala varicoasă. Ai zis tu, mama ta, de exemplu, sau pe cineva, nu, cunoscut de al tău, care are varice foarte mari. Da. Și eu aș vrea, dacă intră cineva din public care ne aude, să intre cu noi în direct. Să intre cu noi în direct. Dacă are, bine să ales că acum nu toată lumea are curajul, știi? Să intre în direct în televiziune și le aude toată țara și zice, auleu, ce mă fac, Doamne, eu, și uite așa. Deci nu, să aveți curaj, că noi nu mâncăm pe nimeni la sfârșit. Deci intrați în direct, fără nicio problemă,
vorbiți așa cum sunteți, noi acceptăm pe toată lumea, toată lumea e ok, noi suntem ok și toată lumea e ok, să știți. Pacientul e pacient, de la ministru până la portar, pentru mine sunt aceiași oameni. Sunt bolnav, da? Pentru mine sunt aceiași oameni, să știți, pe cuvântul meu. Și ala bogat, și ala sărac, pentru mine sunt aceiași. Mai degrabă încă. Aia sărac, eu îi iubesc și țin la ei mult mai mult decât aia bogații. Nu știu, mă fac și eu haiduc. Puțin, mai am puțin și mă fac haiduc. Da, nu, oamenii așa mai simpli, tot timpul am văzut și am observat că au o doză enormă de bun simț. Să știi, au doză foarte mare de bun simț. Și oameni de la țară și oameni simpli care îți vine și el cu rugăminți și nu așa și plătește. Și altul care e obraznic, uneori, nu vreau să zic așa, că mai sunt rar, foarte puțin, dar sunt de bani gata, care se crede cumpăra pe oricine cu banii lui. Își bagă acolo picioarele lui în benzina, acolo la maxim, are, de exemplu, o mașină de 300 sau de 500 cai puteri și doi magari. 3 lei. Auzi? 30 și doi magari. El și aia la altă care lângă el, așa. Și își bate joc sau mai calcă de vreun 1, 2, 3, 4 oameni cu el sau intră în altul care merge regulamentar, de exemplu, și care n-are nicio vină. Eu nu știu, ar trebui făcut ceva și pentru asta. Eu am zis acum pe plan din asta de circulații, dar sunt foarte mulți care își bat joc așa și el crede că tati, dacă are bani, are vreo firmă, el face ce vrea cu lumea și are dreptul el să taie și spânzura. Nu, domne, n-ai niciun drept. Deci omul este om că are bani. Astăzi ai bani, mine nu mai ai. Vine panaful sau cum dracul îi cheamă pe aștia care ți-a bani. Nici nu mai știu cum îi cheamă. Da? Și te întreabă, de unde ai? Ce ai? Deci, nu banul care este o emblemă. Emblema fiecărui om nu înseamnă bogăției lui. Că sunt foarte mulți în țara asta bugați și nu trebuie să fie bugați. Sunteți făcuți așa de șaurma, aiurea. Aiurea, efectiv aiurea. Deci nu, trebuie respectat omul în sine. Eu respect pe toată lumea la fel. Că are sau nu are. Aia le privește, pe mine nu mă interesează. De ce îmi dă în plus? Nu îmi dă nimeni în plus. Corect. Eu am un tarif și din contra. Uneori mai îmi dă și mai puțin. Sau uneori mai fac gratis. Pe cuvântul meu, la niște oameni amărăți, nu pot să-i las, de exemplu, vine cu o trombă flăbită, da? Sau cu orice varicos, nu are bani, ce să-i fac? Îl las așa, crezi? Nu pot să-l las așa. Da, mă rog, ajut și eu, că mă ajută Dumnezeu, că de-aia suntem noi. Trebuie să fim oameni și omenire noi la maxim. Corect? Corect. Tu ai operat pe cineva, de exemplu, gratis? Tu? Dacă aș ști, aș opera. Sunt mai suferit. Nu operezi tu. Dar îi face orice, așa. Gratis, Mihaela? Credeți că n-am ajutat? Am avut și eu. Zi-mi și mie un caz, de exemplu. Da. Ajutor așa social. Mie îmi place chestiile astea. Uite Bicale, cu toate alea ale lui, dar mie mi-a plăcut treaba asta în el, și să știi. Deci pare un rău om... Mă rog, acum a greșit, n-a greșit, cum a greșit, nu vreau să-l judec pe om, eu nu sunt judecător, nu sunt Dumnezeu, deci care ne judecă pe noi e Dumnezeu. Dar a ajutat. Eu a ajutat oameni. I-a făcut case. Atâta. Alții n-au făcut nimic. Nu, din contra. Corect. Sunt alții care au bătut joc. Au vândut țara, cum e. Eu am avut o prietenă. Și a luat șpaga. 1 milion, 2, 3, 4 milioane de euro. Eu sunt doctor cu 3 specializări. Nu fac 1 milion de euro, trebuie să fac 20 de vieți. Se poate, mai așa ceva. Un om învățat, profesorul meu ăla, când a murit, nu are în afară de casă și o mașină Dacia. Vai de mama ei, era bucuros că a avut-o de 90 și nu știu cât, că era nouă atunci. A cumpărat-o 99, cred că. Sau de 2000. Ai în vremuri, eu zic, acum 20 de ani. Profesorul meu, să-l ia de Dumnezeu, acum a murit. Dar totuși, așa sunt medicii. În afară de șpagarea aia mare, care îți spun 2000 de euro, 3000 de euro operații, păi aia trebuie tuns cu aia de, cum se cheamă? Aia de, nu, aia de care facem cu ea, tun de iarbă. Trebuie tuns cu așa ceva. Da? Nu se poate așa ceva. Într-un spital de stat să începi să faci tu cum vrei, parcă e clinica lui tău, îl tai că tu. Nu există, domne. Dar nu e lege.
Nu e lege care. Hai să vorbim de ale noastre. Lasă-mă că nu vreau să mă enervez de alții acum. De după Paște. Trebuie să fim buni. Așa. Am vorbit despre tratamente, complicații. Da, complicații n-am vorbit de ea. Nu, acum atât. Tu nu m-ai întrebat de complicații. De exemplu, complicații. Ce se poate întâmpla dacă un om nu se tratează? Nu. Ajunge la complicații foarte grave. Și cea mai grea complicație este să-și barda piciorul. Dacă e cineva care a sunat să sune la noi, la redacție, deci să sunați la numărul ăla respectiv și noi vă luăm, sau fetele mele, o să vă sune. Da, noi vă mulțumim foarte mult și la revedere și ne mai vedem, deci ne căutați ori marți, ori vinerea, ori sâmbata, da? Vă mulțumesc foarte mult!